spuneți-mi și mie, având în vedere că este aglomerația care este pe toată strada, și eu filmarea unde spuneți dumneavoastră că eu am depășit limita legală cu viteza pe care o spuneți? Sau este cumva că campania electorală și obligarea dumneavoastră de a-mi lua mie carnetul în campanie electorală? Poftim? Lăsați că nu aveți, că erau unul după altul, s-a mers efectiv bară la bară, da? Deci bară la bară s-a mers, da? Deci nu mă duc la mașină, pentru că am și o dreptul să știu ceea ce faceți dumneavoastră aici, presiunile pe care le aveți. Pe o perioadă de 90 de zile. 90 de zile cât e campania electorală, nu? Atâta scrie în lege sau atâta scrie acolo unde vă obligă prefectul și cu ăștia ca să mă opriți pe mine, a? Pentru ce pe ceilalți mi-au oprit care erau în cârc cu mine? Eram peste 40 de mașini care mergeam unii după alții bară la bară. Asta este ordinul pe care l-ați primit? Nu vă las să scrieți pentru că trebuie să-mi spuneți hello. E vorba de actele mele. Alo. Ăștia nici să scrie nu știu. Deci, după ce dimineață mi-au blocat conturile și aproape mi le-au șters pe toate și ducem o luptă totală, la momentul ăsta un câr de 50 de mașini mergând bară la bară, singură oprită pe dreapta am fost eu, și că mi se ia carnetul pătrâne pe 90 de zile, da? Deci în cârd de oameni care mergeam cu 30-40 la oră, mie îmi spun că aveam 110 la oră. Unde să ai 110 la oră? Aici. Ia fiți atenți. Da? Ia uite, uite așa se merge aici, uite așa se merge aici, bară la bară, da? Deci oameni buni, represiunile sistemului sunt fantastice, ăstora le fac și plângere penală, Și vă rog frumos mai repede că mă grăbesc, nu pot să stau după dumneavoastră, că deja mi-ați reținut aici peste 20 de minute. Ia uite-l frate, fii atent, nici nu știe să-mi scrie, dar abia se câcâie, de o oră se câcâie să scrie acolo un proces verbal. Fiți atenți, sunt doi care scriu, da? Unul care scrie, vezi, doamne, o autorizație de circulație și altul care de-abia se câtuie să scrie un proces verbal. Nici nu știe ce are de scris. Uitați-vă, fraților, poliția română. Ăștia sunt. Este inimaginabil ce se întâmplă. Asta este campania electorală. Asta este campania electorală a lui Ciolacu. De parcă eu nu pot să fac contestație. Luați în carnetul de 100 de ori, o încercat să mă opriți să merg prin țară cât vreți voi, că jur că dacă nu, o să mă deplasez cu avionul, mai avem și noi prieteni care mai au și avioane și elicoptere și o să vedeți ce o să faceți, o să dați-o și eu să ne ridicăm de la sol, nicio problemă, luăm șoferi până o să le luați carnetele tuturor. Asta este poliția română, represiunea politicii românești. Ăștia care sunt în slujba puterii Ciolacu, uitați-vă și voi, de-abia reușește să scrie, fraților. Uite cum taie niște linii acolo. Asta e poliția română. Ia, le arată unde să scrie. Fiți atenți, fraților, ce e aici. Este inimaginabil ceea ce se întâmplă. Inimaginabil, deci de o jumătate de oră nu sunt în stare să scrie o autorizație și un proces verbal. Ia uite, a tăiat și scrie peste tăietură. Inimaginabil, vedeți că n-aveți voie, domne, unde ați tăiat să mai scrieți. Inimaginabil, fiți atenți, frate. Deci taie și scrie peste tăietură. Extraordinar, ăștia cred că eu o să le semnez porcăria asta. Ia uite-l și pe ăsta. Noroc că i-a arătat ce să facă. Inimaginabil. Deci asta fac ăștia, nu sunt în stare să scrie un proces verbal, scriu la două mâini. Și ăsta îi dictează. Ia. Îi arată cum să scrie. Voi, fraților, este inimaginabil ceea ce se întâmplă în țara asta. Deci într-o oră, blocare cont, șters cont, și luarea carnetului pe 90 de zile. Hai de mama voastră de slugi. Slugile sistemului, asta sunteți. Deci uitați-vă și voi cât de încet se merge aici. Uitați-vă cât de încet se merge aici.
Cum îmi spui tu mie că eu am depășit viteza când se merge, uite, așa se merge aici, bară la bară, bară la bară. Eram efectiv unii între alții. Uite, de-abia, de-abia. Era în fața mea un gipan, ăla săracu a vrut să treacă pe dreapta. Și nu merge, tu mergi. Păi cum să mergi, mă, când era în fața mea? Deci dacă el ar fi depășit, dacă eu depășeam viteza, și ăla trebuia să depășească viteza. Ia, ăsta nu coboară? Hai. Dați-mi și mie actele, vă rog frumos. Ok. Ce să fac? Ce să semnez? Falsurile voastre, pentru ce ați scris peste linia trasă? Nu am scris peste. De ce ați tras? După ce ați tras liniile, după ce ați tras liniile, dumneavoastră ați scris. Este fals. Nu sunt Iovanoviș pe tânăță, eu sunt doamna senator Diana Iovanoviș Oșoacă, da? Cine v-a pus să-mi lăsăm luați carnetul azi? Nu sunteți acolo, se merge foarte încet dumneavoastră, da? Aveți dreptul la contestație. Da, normal că o să fac contestație și am dreptul și la plângere penală împotriva dumneavoastră. Aveți mențiuni cu privire la plângere? Da, mențiuni. Sunteți niște persoane puse de către sistem să faceți presiuni și abuzuri. Scrieți, vă rog frumos, da, procesul verbal este fals completat, da? S-a completat după tăierea liniilor, iar dumneavoastră sunteți niște persoane puse de sistem ca să ne opriți din campanie electorală. Rușine să vă fie, atâta vă spun. Rușine să vă fie! Rușine! Ce să semneți? Falsurile voastre? Falsurile voastre? Nu vă e rușine? Ți-a zis colegul cum să completezi un proces verbal? Iar mama voastră de nenorociți ce sunteți! Ăștia cred că eu stau să discut cu ei. Ei, oameni buni, a început mizeria electorală. Ați văzut? Deci, nici măcar, ăștia nici nu știu procedura în cazul... Ia să văd. Da, până pe 25-a mai am voie să circul. După aceea, papuiuțu și la revedere. Ia, și acum a plecat, mă! Fii atent! Și acum a plecat! Și acum au plecat! Deci nu mai sunt aici! Atât a fost! Doar cât am fost eu, aici, efectiv, deci am fost urmărită de acasă, azi noapte vreau să vă spun că am avut, efectiv, în fața casei, o mașină cu doi nenorociți. Până m-am dus peste ei și le-am spus, ce căutați, bă, în fața casei mele? Ce căutați voi aici, bă, nenorociților? Păi că stăm aici. Unde stai, mă, tu aici? Că aici stau de 22 de ani și nu ai fost în viața ta pe aici. Zic, ia, care te tu, mă, de aici? În 5 minute s-au cărat de acolo. Era 1:30 noaptea, stăteau de după amiază și așteptau să vin. M-au urmărit când mi-am scos câinele. Deci ăștia acum atât au făcut. Mi-au luat mie carnetul și s-au cărat imediat. Imediat au plecat de la post. Deci ca să înțelegeți ce se întâmplă în țara asta, oameni buni, da? Atâta trebuiau. Ia-i carnetul lui Șoșoacă să nu se mai plimbe prin țară. Mărșilor, mama voastră de nenorociți. E, dacă nu vă pun eu plângeri penale tuturor. Atâta a rămas o autorizație, nicio problemă, de pune în contestație, să vină procesul verbal și de pune în contestație, astfel încât ca să pot să mă deplasez. Ce vor? Vor să te pună la cheltuială, să angajezi din ăștia șoferi, astfel încât să nu mai rămâi cu niciun ban. Nicio problemă, vom angaja șofer. Da? Chiar vă rog frumos, facem apel, am nevoie de șoferi. Hai băieții pe ei, pe mama lor. Dar mama voastră, vă dați seama ce frică le e ăstora de Diana Șoșoacă și Partidul SOS România. De au ajuns unul la mână să blocheze toate conturile. Astăzi m-am trezit cu contul meu personal că nu mai există. Apoi merg. Băi, deci din 50 de mașini era în fața mea un cipan. Cipanul ăla merge cu când nu o să poată să meargă mașina asta mea în vecii vecilor. Eram pară la pară. Ați mers cu 110. Bă, tu ești prost la cap. Unde am mers eu, bă, cu 110 când suntem toți unul în fundul altuia la 30 la oră? Unde? O, trecerea de pietoni. Păi și nebun, trecerea de pietoni aici. Suntem cu toții.
să-mi dați asigurarea, dacă nu o caut eu, caut eu, îi dau asigurarea, da, mulțumesc, că mergeți la mașină. Dar de ce să merg la mașină? Păi tu ce faci aici? Nici măcar nu s-a recomandat cine e. Și zic că și dați un act la control. Păi zic, care e motivul? Ați depășit viteza. Ați mers 110 la oră. Putem să sănătos la cap. Deci jibanul ăla a vrut efectiv să tragă pe dreapta. Și... Mamă, deci ăștia e clar, îmi intră în telefon, îmi ascultă telefonul, știu unde merg, știu unde... Pe unde... Deci imediat atât a stat. Cât mi-a luat mie carnetul, după care au plecat de la locul respectiv. Nu au mai stat. Puteți să înțelegeți, oameni buni, ce se întâmplă în țara asta? Voi realizați ce se întâmplă în România? Puteți să realizați că avem o dictatură? Da? Puteți să realizați că avem o dictatură? A fugit imediat. Iar ălul altul din stânga. Băi, deci nici n-a avut un peu să iasă din mașină. Zic, arată-mi, te rog frumos, arată-mi înregistrarea. Nu putem să vă arătăm. Băi, arată-mi înregistrarea, ești obligat să-mi arăți înregistrarea. Unde am mers eu cu 110 la oră? Băi, nenorocitule, când suntem 50 de oameni, unul în altul și aici este punct de... intersecție. Unde s-a mers cu 110 la oră? Băi, băiatule, arată-mi imediat. V-am înregistrat. Unde m-ai înregistrat? E radar un pic mai încolo. Cum să fie pe radar? Și dacă era, nu trebuia să iei pe toți din 50 de mașini, o singură mașină, adică pe bune? Da, gata, a scris aia, am luat carnetul. Fuuu, la revedere! Domnul Predoiu, eu înțeleg dușmania pe care... Eu, ăla merge, cred că cu 200 la oră, ăla cu motocicleta. E, firar, mama voastră, dacă nu-i merge eu numai cu 180 la oră, să-mi luați carnetul peste tot și să vă fac praf pe unde apuc. Ca să vedeți voi ce bine. Luați-mi carnetul definitiv, nici nu mă mai interesează. Da? Îmi angajez șofer, nu e nicio problemă. Stai, bă, pe linia ta, bă, nu mai merge în halul ăsta. Deci... Este inimaginabil ce pot face acești nenorociți și cum poliția asta nenorocită este în slujba unui sistem dictatorial. Băi, dacă mie mi se întâmplă așa, voi ce să vă mai spun că vor face? Băi, este inimaginabil ceea ce se întâmplă. Deci l-am văzut, l-a trimis pe puștul ăla, zic, da, bună ziua, dați-mi actele la control. Băi, pentru ce mi-i tu mie actele la control, mă? Băi, știți că... ați depășit viteza, ați mers 110. Unde am mers, mă, cu 110 la oră, bă, băiatule? Că și jipanul ăla a vrut din față să se tragă pe dreapta. Păi, deci este inimaginabil, inimaginabil. Amenzi la partid. În fiecare zi câte o reclamație la partid. Nu facem altceva decât să mergem la bancă și la AEP să depunem acte peste acte că nu știu cine a mai reclamat ceva. Bă, dar voi verificați reclamațiile alea? Voi pentru orice rahat, dacă vin 100.000 de reclamații, că așa vrea sistemul, eu de 100.000 de ori trebuie să vin la AEP și la bancă să verificați voi, păi eu fost în stare să mă cheme la bancă pentru faptul că o persoană, membru SOS, a pus în contul partidului 50 de euro. Cine e persoana? Un membru. De ce v-a dat 50 de euro? Scrie acolo, cotizație. Dar de ce v-a dat cotizație? Pentru că așa e legea partidelor. Trebuie să dați cu subsemnatul, altfel este vorba de spălare de bani. Poftim? Deci numai așa se discută de cam o lună de zile, în continuu, numai asta. Și acum îmi iei carnetul, de ce? Pentru că eu fac turul României? Nicio problemă, luăm avionul. Ce să faceți, mă? Distrugeți avionul? Vă pune? Păi, voi ce puteți să faceți contestație? Bineînțeles că o să fac contestație și bineînțeles că o să mă judec cu voi, că o să vă fac și plângeri penale, inclusiv lui Pușcu ăla, da? Care n-a știut și efectiv se vedea pe el că e pierdut. Doamne, cine te-a pus să faci chestia asta? Doamne, vă rog, dați-mi actele. Cine te-a pus, mă, să faci lucrurile astea? De unde-i tu ordinul ăsta? Am mai pățit-o așa atunci în pandemie. Am pățit-o și în 2020. În 15 mai 2020, când am adunat cu toți în Piața Victoriei, m-au ținut o oră și jumătate și să-mi dea o amendă de 400 de lei, nu știu câte puncte și așa mai departe, că am claxonat în trafic. Bravo mie că am claxonat.
Bravo, băi! Deci mă bucur din suflet că faceți lucrurile astea pentru că vă arătați disperarea. Inclusiv faptul că ați găsit veriga slabă de lângă mine, la care oricum așteptam, și o puneți să mă denigreze pe mine și partidul SOS România, arată cât de fricoși sunteți disperați. Asta arată disperare. Când începi să ataci în felul ăsta mizerabil, îți arată disperarea. Sunteți disperați. De ce nu spuneți domnilor de la PSD că la ultimul sondaj pe care l-ați făcut, România va ieși cu 67%? Și din momentul ăla ați spus că ne căsăpiți și că ne veți interzice inclusiv să candidăm și că veți face orice vă stă în putință să desfințați partidul SOS România. Dar aia atâtea reclamații? Dar aia atâta mizerie din partea voastră? Pentru ce nu spuneți că la ultimul sondaj domnul Ciolacu, făcut la comanda ta, Diana Șoșoacă are 83%? De ce nu spui chestia asta? Vă e frică să vă fie? Dar și când ajungem acolo, nu, mă, nici nu vă puteți închipui cât de dreptate facem. Nici nu vă puteți închipui cum instaurăm dictatura legii. Pentru că voi n-aveți mamă, n-aveți tată, n-aveți bunici, n-aveți nimic. Este o dictatură a ilegalităților, a hoțiilor, a mizeriilor pe care le faceți cu toții. Cum e posibil, mă? Deci, băi, deci poliția sta acolo, mă trage pe mine din tot cârcul ăla de mașini, a 110, arată-mi filmarea că merg 110, da? Normal, el nu avea voie să facă chestia asta cu procesul verbal, trebuia să oprească pe cineva și să-l pună să semneze că am refuzat să semnez acel proces verbal. El ce face? El! Iau eu! Actele din mână, da, și zic de actele, poate n-ai de să mi le ții. Ai luat carnetul foarte bine, hai, marci cu carnetul tău de aici. Și ce face? În secundă zice, bine, nu vrei să... Păi zic că ți-am spus ce să scrie acolo. Mai mult, taie linii, trage linii și peste liniile alea unde nu mai ai voie să scrii, mai scrie câte ceva, că și-a adus el la aminte. Măi, fraților! Ilegalități peste ilegalități, bine că l-am filmat. Îi rog pe ai mei, sper că înregistrează, știu că asta se înregistrează pentru că vor fi probe la proces și la și dosarul penal. Așa le fac, ăsta a puștilor ăstora, că ăsta era un puș, vai mama lui, ca să poată să acceadă în funcții și să aibă posibilitate să-și mai ia și alte, alți bani pe lângă salariul lor, sunt puși să facă astfel de ilegalități. Iar ăștia sunt șantajabili, evident că pentru un drepturi în plus, făcute evident pe suferința altora și pe încălcarea Constituției și a legii, ei se vând. Ăsta este caracterul celor mai mulți. Da, deci mi-a oprit, live-ul, nu știu dacă ați văzut, l-a oprit, nu e nicio problemă. Atâta știu, în curând s-ar putea să nu mai am niciun cont de Facebook, atenție. O să ne vedem pe TikTok. Pe TikTok am înțeles că și acolo vom avea probleme și că se încearcă desfințarea TikTok-ului. În Parlamentul European există amendamentul Șoșoacă, nu-i permite candidatura lui Șoșoacă și a partidului SOS România în Parlamentul European. Deci ilegalități peste ilegalități, cine face așa? O dictatură, nazismul, nici măcar socialismul, mă rog. Deci ăștia atâta fac. Ei știu doar dictatură. Păi de ce faceți, mă, împotriva unui singur om? Unui om care este împotriva voastră? Înseamnă că am dreptate? Înseamnă că partidul SOS România nu e format din oamenii sistemului? Înseamnă că partidul SOS România este un partid format din oameni care vor schimbarea sistemului și care vor să fie bine României și mai mult decât atât, ca România să... și românii să-și recapere demnitatea. Și mai mult, să redăm România românilor. Păi în acest context, tot ceea ce faceți voi împotriva mea și a partidului SOS România, nu face
decât să arate românilor că suntem unicul partid antisistem, antidictatorial, anti oameni care și-au bătut joc de România, anti-ilegalități și suntem împotriva a oricărui sistem nazist, fascist, comunist care a încercat să distrugă din temelii identitatea poporului român, care ne-a luat tot. Deci de ce oameni buni sunt atât de disperați? Sunt disperați pentru că ei știu că nu vor mai rămâne cu nimic. Pentru că atâta li se cuvine nimic, pentru că restul sunt banii voștri, averile voastre. Ăsta este adevărul. De ce oare un întreg sistem se pune pe Diana Șoșoacă să-i dea amenzi, să-i blocheze? Așa cum am conturile blocate, să știți. Pentru amenzi pe care eu încă nu m-am judecat pe ele în instanță. Am trimis acte, am trimis, dar blocați în conturile pentru că banii ăia nu puteți să-i luați, nu există o hotărâre executorie. Punct. Credeți că mi-a ridicat cineva poprirea? Nu! Mi-au luat inclusiv banii de alocație copilului, ai lui Thais, ceea ce nu ai voie, e interzis prin lege. Fraților, se întâmplă numai abuzuri peste abuzuri, infracțiuni peste infracțiuni, crezând că eu o să renunț. Nu renunț, mă! Puneți-l pe marțafoiul ăla să zică ce vrea împotriva mea. Puneți-l să mă ia și la bătaie, ca atâta știe. Puneți-l să mă înjure. Puneți-l să facă tot ceea ce știe el din mizeria vieții, fiindcă e șantajabil. Nu mă opresc, nu cedez. Vă spun foarte clar. Și mai mult m-a ambiționat și pe mine și pe membrii SOS în România, efectiv să vă ștergem de pe suprafața pământului și ca partide și ca politicieni. Ca oameni, când o să deveniți oameni, o să trăiți printre noi, până atunci să vă duceți să faceți, să faceți muncă la canal, efectiv, cum puneau comuniștii pe vremuri, ca să munciți 8 ore măcar pe zi să înțelegeți ce înseamnă să dați cu târnăcopul, să faceți canalul Dunăre București pentru Constanța a nenorocit-o. Ați nenorocit-o ca să trăiască Rotterdamul. Constanța e praf și pulbere. Sunteți niște gunoaie de oameni, toți ăștia din sistemul românesc. Sunteți niște mișei care ați nenorocit România. Iar ăia pe care i-ați găsit vericile slabe, și dau un mine, dau un Lazarus, dau un Amalia de la Antoni, dau un Ilian Șerban, dau un Ștefan Marin, dau în toți oamenii președintelui, da? Ăla care trebuie să fie, adică J, toți arătați că de fapt suntem niște oameni de care vă temeți, pentru că suntem cu adevărat sinceri când vrem să recuperăm țara asta și poporul român. Nu faceți altceva decât să demonstrați cât determinați sunteți, cât de disperați. Ca și Madame Ursula von der Leyen, care vine în țara noastră să-și lanseze candidatura, iar ea una care nu știe ce e aia dioxid de carbon. Bă, voi vă dați seama câți proști conduc lumea asta, iar voi stați în genunchiat și vă e frică de acești proști? Au putere, ani, au carnetul și care e problema? Băi, ne urcăm pe cai și mergem peste ei. Nu e nicio problemă, mai avem cai. Mai avem, nu știu, mai sunt oameni care au elicoptere, mai avem biciclete, avem ditătii, credeți-mă, avem ditătii. Ne dau jos din mașină, ne urcăm pe cal, ne iau cai, ne urcăm pe biciclete, ne iau biciclete, ne urcăm pe trotinete, ne iau trotinetele, ne mai rămân picioarele, frate, ne rup picioarele, ne urcăm în scaunele cu rotile și mergem peste ei. Ne luați și scaunele, ne târâm pe brânci și tot vă dăm jos, mă. Atenție ce vă spun! Nu ne vom lăsa! Vom lupta până când vă vom da jos de nemernici, ceea ce ați făcut astăzi. Și credeți că nu o să fac live? Vai de capul vostru! Vai de capul vostru! Ce să nu fac live? Ca să vă arăt incompetenții și analfabeții din poliția română, care nu știu, trebuie doi oameni să scrie un proces verbal? Zic să menționeze în procesul verbal ce are de menționat și el pleacă ca să nu menționeze ceea ce am spus eu? Păi ești filmat, băiete! Ești filmat! Nu ai cum să spui că nu ți-am spus ce să menționezi acolo? Păi tu ai refuzat să menționezi, da? Observațiile mele! Ce se cheamă asta? Abuz în serviciu?
Cum se mai numește? Abuz de funcție? Abuz de drept? Păi ce credeți voi, mă, că dacă sunteți polițiști, mi-e frică de voi? Noi vă plătim pe voi, mă. Voi polițiștii ăștia trebuie să vă faceți curățenie în ograda voastră, pentru că aveți o grămadă de impuls juridic și analfabet funcțional, o grămadă de prost crescuți, o grămadă de nepricepuți, de incompetenți, da? Și de lătrăi ai sistemului. Voi ăștia din poliție, ori vă faceți curățenie și aruncați pe toate gunoaiele astea efectiv, care își bat joc de funcție și de haina asta a poliției. Ați dus în derizoriu poliția română. Sunteți niște slugi ai sistemului. Îl aveți pe Valer Covaci. Unul nu ați venit vă să-l apărați de nenorociți ce sunteți. Pentru că toți sunteți niște slugi ale sistemului. Rușine să vă fie! Când Valer Covaci ia atitudine, când Valer Covaci vă spune să respectați Constituția și legea, voi, unul n-am văzut acolo să ia apelarea lui Valer Covaci. Tot noi am venit să luăm apelarea lui Valer Covaci. Aveți un singur polițist demn în toată poliția română. Restul sunteți niște slugi ale sistemului. Până nu o să vă mai mulți oameni alături de Valer Covaci, părerea mea este una singură. Un singur polițist avem în România și acela este Valer Covaci. Restul sunteți niște infractori în slujba unui sistem dictatorial. Asta e adevărul. Dați-mă judecată, hai! Ieșiți cu sindicatele împotriva mea. Dar abia aștept. Ăștia sunteți. Sunteți canalizați doar pe a distruge oamenii care luptă pentru adevăr. Pentru că adevărul pe voi nu vă eliberează, ci vă înfierează. Vă trimite direct în pușcărie. Pentru că știți toți câtă șpagă luați, câte abuzuri faceți, câte violuri fac unii din colegii voștri. Cât trafic de droguri, cât proxenetism. Credeți că nu știm ce face poliția de la din centrul vechi din capitală? Nu știm ce e acolo, dar de pedofilie, de rețelele de pedofilie în care poliția română este angrenată și scoate banul. Oare n-ar trebui să facem o verificare a polițiștilor, să vedem și noi de unde la un salariu de 3.000 de lei au file de sute de mii de euro? Vă urăște o țară întreagă, nu vă mai suportă nimeni. Un singur polițist avem în poliția română și acela este Valer Covaci. Un singur polițist. L-am văzut pe Valer. Valer știe să completeze un proces verbal. Valer niciodată nu ar opri la comandă. Valer niciodată nu ar pleca luându-și tălpășița în loc să menționeze observațiile pe care eu le-am cerut acelui polițist. Încălcări flagrante ale legii. De ce? Îi era frică. Știa că eu știu că este pus de sistem. Se urcă în mașină și instantaneu pleacă. Păi n-ai zis, mă, că ai radar acolo? N-ai zis că ai radar și trebuie să-i prinzi pe toți? Și să-i, trebuia doar să mă atragi pe mine pe dreapta? Am înțeles. Deci ți-ai pus mașina de poliție, ai văzut-o pe șoșoacă, ai tras-o pe dreapta, îi zici că merge cu 110 la oră, deși era un cârt întreg de mașini, ăla din fața mea a vrut să treacă și el pe dreapta, i s-a făcut semn să plece, o singură mașină din vreo 50 de mașini a fost trasă pe dreapta, i s-a luat carnetul, după care mașina a plecat. Asta este sistemul dictatorial. Oameni buni, încetați să vă mai fie frică. Ridicați-vă Dumnezeului odată și treceți peste ei să-i dăm jos, pentru că nu mai merge. Eu nu cred, credeți-mă, că aceste alegeri vor fi corecte. Și credeți-mă, am un mesaj către sistem. Faceți alegerile incorrecte și vom acționa în consecință. E avertisment. Vă pun în gardă. Într-o gardă de oțel. Atenție ce vă spun. Garda de fier, ați înfierat-o mizerabil. Garda de oțel renaște. E o gardă care va apăra o întreagă Românie de voi, de mizeriile sistemului. Nu ne-e frică de voi, nouă celor din SOS, nu ne-e frică de voi. Puneți lătrăul ăla să urle cât vrea împotriva noastră, împotriva mea. Nu-și arată decât
ceea ce este o speluncă care poate fi plătită cu bani pentru a denigra o cauză care a vândut țara și poporul și lupta pentru bani și avantaje materiale. Foarte mișto gipanul ăla de 100.000 de euro cu care te plimbi prin București și mă urmărești pe mine. Foarte mișto! Adevărul e că și nu mi-am luat în viața mea un gipan de 100.000 de euro. Una la mână și dacă mi-am permis vreodată, nu înțelegeam de ce trebuie să epatez în calul ăsta cu un gipan de 100.000 de euro. Să demonstrez ce? N-am nevoile României care sunt incomensurabile, sute de miliarde de dolari. Bravo, Ciolacu! Asta a fost deal-ul cu Ursula von der Leyen. Dar a venit Ursula von der Leyen aici. Atenție, nu întotdeauna un proces câștigat de hârtie înseamnă un proces câștigat de realitate. Câți dintre voi care ați câștigat, de exemplu, în procesele cu copii și v-ați stabilit domiciliul la voi acasă, ați câștigat tot? Câți dintre voi au avut probleme când aș lua copiii să stea efectiv la ei? Fără număr. De ce? Câte hotărâri judecătorești se respectă în țara asta și în lumea asta? V-ați pus întrebarea? Cam așa și cu Roșia Montană. Cam așa și cu Roșia Montană. După ce Gold Corporation și-a vândut în perioada asta în care spunea că va câștiga cele 6,8 miliarde, a vândut acțiuni făcând profituri de miliarde. În spate, negocierile au fost interesante. Oare de ce s-a judecat la Curtea de Arbitraj de la Washington? De ce România a acceptat în contractul cu Gold Corporation ca instituția de arbitraj să fie la Washington? De ce nu s-au dus la Paris? V-ați gândit vreodată? Ca să putem fi șantajați în orice situație. Țineți minte ce vă spun. Niciodată ăștia nu pierd. Nouă ni s-a dat pe hârtie ca să zică ăștia: mamă, nu vedeți ce zic? Ciolo și cel care a reușit. Ciolacu, Ciucă. Care, mă? Criminalii României? Cei care au aruncat sași negri, morți români în sași negri de plastic? Unii au aruncat de vii? Cine, mă, Cioloș care a trădat România ajutând agricultura franceză și falimentând agricultura românească? Voi chiar nu vedeți? Voi chiar mergeți după fentă? Apropo, mai e o chestie. Nu știu dacă știți. V-ați gândit vreodată de ce o anumită casă de avocatură este întotdeauna implicată în procesele statului român? Se face vreo licitație? Care sunt criteriile? Ia vedeți voi legăturile de rudenie de acolo. Bă, eu nu mă duc după fentă. Ascultați-mă ce vă spun. Nimic nu e din ceea ce pare a fi. De fapt, am pierdut enorm la Roșia Montană. Și nu e vorba de aur, oameni buni. Este vorba de metalele rare de care au nevoie și care nu apar în niciun contract și care sunt scoase efectiv din țară fără să ni se plătească un leu. Treziți-vă, români, sau veți pieri. Da, aștept să mai fac și alte live-uri în care să vă arăt abuzurile acestei dictaturi și felul în care se încearcă oprirea Dianei Șoșoacă în campanie electorală și din ascensiunea ei cu Partidul SS România la putere. Și credeți-mă, nu ne lăsăm, nu cedăm un mesaj către sistem. Noi nu uităm, noi nu iertăm, noi suntem pe deasupra voastră.